Bună seara, doamnelor, domnilor, bine ați venit la un nou episod din Mașini, Teste și Verdicte. Nu știu ce faceți voi acum, dar noi ne bucurăm de ultimele zile de toamnă uscată. Am ieșit să filmăm mașina oficială Giurgea și Bratu și ne-am oprit pe marginea drumului, chestie care nu prea ne stă în fire, ca să aniversăm un moment extrem de important în relația noastră. Opelul nostru Insignia tocmai a ajuns la 4.000 de kilometri. În acești 4.000 de kilometri, noi ne-am dat seama că, indiferent de cât de imperfectă poate să fie o mașină, dacă mergi suficient de mult cu ea, până la urmă tot ajungi să o iubești. Iar noi am ajuns să o iubim pentru că, în acești fix 3.999,9 kilometri, parcurs preponderent urban, mașina asta a consumat 7,5 litri de motorină la 100 de kilometri parcurs. Mai mult decât atât, ne-a dovedit că este destul de confortabilă și foarte mare la interior. Până să vedeți un test amplu cu Opelul nostru Insignia, hai să vedem ce am pregătit pentru seara asta. Test cu BMW M235i, primul test cu Ford Mondeo din Spania și off-road cu Amarok în Albania. Off-road cu Amarok în Albania, la cort. Vizionare plăcută! Băi, Giurgea, cât au bă astea? Bă, ce faci, mă, acolo? Comand anvelopele de iarnă pe EMAG să ne vină săptămâna viitoare. Foarte bine. Gata, asta a fost și cu episodul din seara asta. Până săptămâna viitoare, nu uitați că aveți nevoie de cauciucuri de iarnă, chiar dacă mașina voastră are tracțiune integrală. Drum bun!